Antrenorul Petre Grigoraș nu se gândește să părăsească corabia, chiar dacă rezultatele echipei Pandurii nu au fost bune în ultimele meciuri. Tehnicianul gorjenilor spune că se va despărți de echipă doar în cazul în care conducerea clubului va decide că măsura este necesară. Gorjenii se vor deplasa etapa viitoare la Brașov, unde Grigoraș vrea să vină neapărat cu puncte. Rezultatele nesatisfăcătoare obținute de Pandurii în ultimile meciuri nu îl fac pe Grigora să se gândească la demisie. Nu m-am gândit să plec sub nicio formă, pentru că nu am zis că renunț. Am plecat în altă situație mult mai fericită pentru echipă și nu acum, dar dacă cei din conducere vor hotărâ sau se va lua o decizie, niciodată nu mă voi opune. Tehnicianul gorjenilor își dorește să obțină un scor bun în deplasarea de sub Tâmpa. Au strâns rândurile, așa se pare, o să vedem. Mai tare ca altă dată și să sperăm că se va crea un șoc la această partidă. Noi sperăm, nu știu ce se va întâmpla. După meci vă pot confirma sau infirma lucrul care s-a discutat în cabină și ceea ce am discutat și eu cu ei și președintele cu ei. Partida dintre FC Brașov și Pandurii se va disputa sâmbătă de la ora 15:30.